Deci limite de funcție, clasa A. Clasa A. 11. Limite de funcție. Tudor, nu? Alex. Alex, da? Alex. Alex, când pronunți cuvântul funcție, trebuie să ai în mintea ta, trebuie să fie foarte clară chestiunea asta. Adică, printr-o funcție, se urmărește obținerea unei mulțimi de elemente după o rețetă. Iată, dacă eu dau așa. Nu, eu dau o lege, o care mod de a obține. F de X egal cu, rețeta o dau, F de X egal cu 5X plus 3. Ce spune rețeta? Că de 5 ori ce am eu în paranteză, plus 3. Asta e rețeta. Ce înseamnă F de 2? F de 2? Da. 5 ori 2 plus 3, adică 3. 5 ori 2 plus 3. Ce înseamnă F de minus 1? Care face cât? 13. Ce înseamnă F de minus 1? 5 ori minus 1 minus 2. Plus 3. Nu, F de minus 1. Face minus 2. Practic, se întâmplă următorul lucru. Dacă aș întocmi un tabel în care pe linia întâi se pun X și iar pe linia a doua se pun Y care apar ca urmare a rețetei astea, X și ăștia pot fi luați de la minus infinit la plus infinit de data asta. Că n-am niciun motiv. De 5 ori, orice număr aș avea, mulțit cu 5 mulțit și adunat cu 3, se poate obține Y-ul. Și atunci, iată, că lui 2 i-am găsit ca imagine, pe cine? Pe 13. Lui minus 1 i-am găsit ca valoare pe minus 2. Lui 0, dacă vreau. Cât îi găsesc lui 0? 3. 5 ori 0, 3. Deci, vezi, funcția face ce? Înlesnește. După o rețetă se obțin Y ăștia. Deci asta face o funcție. Știi pe X, știi ce valori îi dai lui X și îți apar Y. Da. E foarte important ca pentru toți X și pe care îi stabilești de început, tuturor să le poți găsi imagini. Unul dacă îți dau o altă rețetă. Dacă îți indic rețeta asta, F definită pe... Nu, F de X, îți dau rețeta F de X egal cu 7X plus 1 supra X minus 2. 7X plus 1 supra X minus 2. Dându-ți rețeta asta, încercăm să găsim valori așa, cât mai multe. Imagini, da? Pentru asta. Ia să vedem. Tocmai în tabelul. Ia să vedem. F de 1 cât face. F de 1. 7. 7. Ori 1, 7 și 1 face 8. Pe minus 1. Supra deci minus 1. Pe 1. Deci minus 8. Minus 8. Deci imaginea lui 1 este minus 8. E altă valoare. 2. Lui 2, să vedem ce facem. F de 2. 15 pe... 15 supra? 0. 0. Ei. Pentru că lui 2 nu-i poți obține. Când poți la 0, nu are rost. Deci fracții de astea care se întâmplă să anumă numitor 0, nu există. Deci lui 2 nu-i poți obține. Așa, 2 nu are ce căuta ca un element care se găsește imagine. Lui 2 nu-i poți găsi. F de 0. S-o secundă, stai că aici trebuie să insistăm un pic. Deci în momentul de față am dat peste o valoare, iată, speță 2-ul, care nu-i poți găsi imagine. Așa nu are ce căuta în domeniul definiție. Deci în domeniul definiție, în mulțimea X-lor, păstrăm numai pe cei pentru care pot găsi imagine. Așa, dar aici o să spunem că F e definită pe IR în afară de elementul 2. În afară de 2, că lui 2 nu pot găsi. L-am dat deoparte.
Deci e fi definită pe el, mai sus n-am avut nicio supărare. Aici a fost e fi definită pe el cu valori în el. Aici toate bune. Toate bune. Deci domeniul era orice X. Pentru orice X făceam mulțire, aveam plus 3 și... Da? Dar aici sunt foarte trist că lui 2 nu-i pot găsi. Nu-l păstrez pe 2 în domeniu. Deci e fi definită pe el mai puțin 2 cu valori în el. Deci Y și care apar sunt niște numere reale. Dar aici este foarte important. Să știm să găsim domeniul de definiție. Deci de foarte multe ori se dă rețeta. M-am dat-o aici. Rețeta de obținere a Y-celor. Și rămâne mie sarcină să stabilesc domeniul de definiție. Eu trebuie să stabilesc X-ii pentru care găsesc imagine. Da? De multe ori spune să se afle domeniul de definiție a funcției. Adică să afle acei X pentru care poți tu găsi imagine. Da? Asta e povestea foarte importantă. De ce am? Spuneam mai multe exerciții, avem de-a face cu așa ceva. Acum, a studia o funcție înseamnă găsi Y-ii toți. Toată mulțimea Y-ilor. Concret, la noi acum, pentru a găsi Y-ii, sunt urmit tabelul de valori. Da? Sunt urmit tabelul de valori. Și să încercăm. Să încercăm să obținem cât mai multe informații despre Y. Sunt foarte mulți de Y de obținut. Adică o infinitate. Nu? Deci X și de unde vin? De la minus infinit la plus infinit, în afară de 2. Încât la 2 punem o bară. Că spunem, băi, îmi pare rău, tu, pentru tine nu pot găsi imagine. De aia se pune bara aceea. Pentru că nu pot găsi imagine pentru elementul respectiv. Ei, și încercăm acum să găsim cât mai multe informații despre Y-ii care apar. Cine sunt Y-ii ăștia? Care sunt? Și zicem, pentru 0, 0 e pe aici undeva. F de 0 sunt 1 pe minus 1. Deci 1 pe minus 2. Minus 1, da, minus 2. Adică minus 1 pe 2. Deci, imaginea lui 0 este minus 1 pe 2. Altă valoare. Să zicem, valoarea 1. Minus 8. Minus 8. Imaginea este minus 8. Altă valoare. Să zicem... Minus 3. Cât? 3, da? 3. 3. 21, 7, 3, 21, 22. 22 pe 1. Pe 1. Deci 22. Hai să dăm și 2 întregi plus 1 o șeptime. Adică să mă duc un pic o șeptime dincolo de 2. Sau dacă hai să împărțim intervalul ăsta în două. E 2 și o doime. Deci la 2 plus o doime. 2 plus o doime. Știu ce să fac? F de 2 și o doime? Da, și atunci la aceeași numitor. 2 plus o doime face 2, 2, 4 și 1, 5 pe 2. Vrem să facem imaginea lui 5 pe 2. F de 5 pe 2. Facem F de 5 pe 2. E egal cu 5 pe 2. Egal cu limbii fracții, 7, ori 5 pe 2, plus 1. Pe 5 pe 2, minus 1. Minus 1. Și egal cu? Minus 2. 5 pe 2, minus 2 trebuie. Cât face? Să facem calcul, nu? Vreau să nu punem acolo 5 pe 2, minus 2? Minus 2, da, da, minus 2. Minus 2. Am o poziție. Și bine. 35 pe 2. Deci face 35 supra 2. Plus 1. Plus 1. Totul supra. Totul supra aducem același numitor. Da, păi n-am altfel nu se poate. 5 minus 4. Supra 5 minus 4 pe 4. Pe 2. De ce sus pe 4? A, pe 2, da.
Păi, numitorul este 2. Da, și vine 1 pe 2. Deci 5 minus 4, totul pe 2. Urmărișești tu că făi calcul algebric, da? 5 minus 4, totul pe 2. Și eu mai departe cu... Amplificăm aici la 2, la 1 cu 2, că aducem la același numitor. Da? Și face 35 plus 2, totul supranumitorul comun 2, supra 5 minus 4, adică 1, pe 2. Și egal cu 2 cu 2 simplifică. 35 plus 2, 37. 37 pe 1. Deci 37 faci. Deci imaginea lui 5 pe 2, că aici este 5 pe 2, nu? La 2 m-am dus încă jumătate, da? 5 pe 2. Nu-i 3, e la mijloc între, da, între 2 și 3. Deci, cât este imaginea lui 5 pe 2? Este 37. Hai să facem acum, să-l mai împărțim încă o dată în două aici. Adică lui 2 îi adunăm 9 sfert. Deci 2 și... 2 plus, 2 plus o pătrimă. Da, 2 plus o pătrimă. Deci 9 pe 4. 2 ori 4, 8. 2 ori 4, 2 ori 4, 8 și cu 1? 9. 9 pe 4. Să facem F de 9 pe 4. F de 9 pe 4. E 9 pe 4 ori... Nu, 7 ori 9 pe 4. 7 ori 9 pe 4. Supra 9 pe 4 minus 2. Supra 9 pe 4 minus 2. Minus 2. Și facem? Facem 63 pe 4 plus 1. 63 supra 4 plus 1. Totul supra? Tot supra asta facem. 9 minus 4. De ce 9 minus 4? Cât face? Păi trebuie amplifica, nu? Păi de la, cu cât amplific? Cu 2. Dar acolo e minus? Da, e minus, minus 2. Păi cât e numitorul? E 1, se supă, înțelege, nu? Da, și trebuie să amplificăm cu 4. Păi să amplificăm cu 4. Deci 9 minus 8. De ce ai spus cu 2? De ce ai spus tu cu 2? Ai avut impresia că 2 e la numitor? Da. Păi cum să fie la numitor? Deci 2 supra 1. Deci amplificăm cu 4. Și e 9 minus 8. Nu? Supra 4. Și egal cu? Amplificăm pe ea cu 4, nu? Da. 63 plus 4 pe 4. Deci 63 plus 4 supra 4. 67 supra 4. Supra 1 pe 4. Și amplificăm 4 cu 4. Da. Devenim 67. 67. Deci imaginea, imaginea lui 5 pe, cât nu, lui 9 pe 4. Lui 9 pe 4, 67. Deci hai să le punem așa, că acum nici nu mai pot reprezenta aici. Deci 2-ul a fost aici. Și noi am făcut lui 3 și câte am pus? Cât au făcut ca 92? La 3 a avut 22, la 5 pe 2 a avut 37. La 5 pe 2? 37. 37. Și la... 9 pe 4, 67. La 9 pe 4. La 9 pe 4 a apărut 67. Da? 67. Hai să mai împărțim încă o dată în două. Mă apropii foarte tare de 2. Deci se împart pe 2 e încă în 2 și lui... Deci 2 pătrim și 1 pe 8? 2 pătrim și 8 timp. Da. Da? Deci 2 pătrim... Deci vine 7. 2 plus, 2 plus 8 timp. 2. Deci pe 8. Și faci 2 ori 8, 16 și cu 1, 17 pe 8. Să facem acum F de... 7 pe 8. F de 17 supra 8. Ia să vedem. 7 ori 17 pe 8 plus 1 supra 7 pe 8 minus 2. Și vine 7 pe 17... 49. 7 ori 1, 7 și cu 4, 11. 119. 19 supra. Deci nu vine 120. De ce 120? Păi nu e și plus 1. A, dar plus 1 ăsta e obligația lui. Supra 8 plus 1 e dreptul lui de fracții. Nu-i așa? Da.
Ce să-i facem la urmă? Trebuie să îi aducem același viitor. Te simplificăm cu 8. Nu avem voie să-l adunăm pe 1 cu 19. Supra 7. 7 minus 8 ori 2, 16. Pe 8. Pe 8. Și egal mai departe. Și vine 119 plus 8 pe 8 supra 7 minus 16 pe 8. Deci vine 100, credeți? 119 plus 119 plus 8 face deodată 127 supra 8. Supra 8. Totul supra 127 supra 8 supra 9 pe 8. Deci azi 7 pe 8 aici. X era, nu? 7 pe 8. Da, 7 pe 8. Nu 7 pe 8, 17 pe 8. 17 pe 8. 17 minus 16. 17 minus 16, care face? Și care face 1 pe 8. 1 supra 8. Și 107 pe 8, supra 1 pe 8. Se duce 8 cu 8. Și 27. Deci răspunsul este pe 127. Deci, iată, m-am apropiat de 2 mai mult. Îți dai seama că e mai aproape de 2 aici, adică imaginea lui 17 pe 8 este 100, că te-ai spus 127. Deci, cum ar veni, cum te îndepărtezi mai mult de... Cum te apropii mai mult de 2. Mamă, de 2 crește foarte tare. Foarte tare. Când te apropii foarte, foarte mult, foarte mult, va fi din ce în ce mai mare. Deci eu vreau să scap de informații, așa, asta e tendința, nu? Să vede. Da. Tendința. Este cât te cu cât te apropii mai mult de 2, cu atât numele sunt mai mari. De aceea spunem, nu poți să le aflu pe toate. Nu poți să le aflu pe toate. Că sunt o infinitate, nu? Că sunt o infinitate. De aici când... și neputând măcar acum vreau să văd care este comportarea și de ce trec la limită. Ăsta e motivul pentru care trec la limită. Că nemai reușind să găsesc pentru toți imaginile, și n-am cum să găsesc pentru toți vreodată imagini, pentru că sunt o infinitate, de aceea fac limită, limită pentru x tinde la 2, că x se apropiau de 2. Dar din ce parte vin? Din dreapta. Vin din dreapta spre 2. Adică de la valori mai mari și scad x-ii. Uite, a fost din 3, apoi 5 pe 2, apoi cât a fost aici? 9 pe 4. 9 pe 4 și mai departe. Deci x-ii sunt din dreapta, sunt descrescători. Deci aia zicem limite pentru x din la 2 cu x. Cum sunt x-ii? Mai mari ca 2 sau mai mici ca 2? Mai mari ca 2. Sunt dincolo de 2, mai mari decât 2. Toți x-ii sunt din partea dreaptă. Din f de x. Și asta se notează, asta de aici, egal cu el de în 2. Limita la dreapta în 2. Da. L indice de în 2. Deci L indice în 2. Deci așa scrie, limita la dreapta lui 2 egal cu limita pentru x la 2, x și mai mare decât 2 din f de x. Și egal mai departe cu limita pentru x se apropie de 2. X, uneori se spune și săgeat așa. Fie așa înseamnă crescător și în varianta asta descrescător. Noi suntem în situația când X și descresc. Da. Deci X și sunt de la valori mai mari spre valori mai mici. De la 3 spre 2. E clar că sunt în ordine descrescătoare. Din F de X, adică care este F de X în cazul nostru? Din 7X plus 1 supra X minus 2. Și este egal ca răspuns numere foarte mari. Ai văzut, fac numere din ce în ce mai mari. Da. Adică limita asta este plus infinit. Deci fac numere foarte, foarte mari. Am insistat un pic să ți explic ce înseamnă limită. Că să fac lucrurile și este mecanic. Nu se înțelege deloc ce eu stau. Deci eu nu am un oft al meu este să calculez limita. Să introduc noțiunea de limită. Ci faptul că nu mă pot descurca și nu mai pot afla informații despre acei Y care apar. De ce facem limita? Limita la dreapta. Pot să mă duc și la stânga.
Deci mă pot duce cu X și care vin din partea stângă. Da? O să încercăm să facem și aceea și vei vedea că vei obține numele din ce în ce mai mici. Mici, mici, cu minus foarte multe. Cu minus, minus, din ce în ce mai mici. Minus e infinit matras. Așadar, sunt situații de acestea în care nu poți afla pe toți Y-ii, dar capeți informații despre felul în care evoluează ei, trecând la limite, făcând limita. De aceea, noțiunea de limite s-a impus din motive practice. Deci din nevoia concretă de a afla informații. Bună oară, acum se fac în 4, 5, 6, 7 și la un moment dat vreau să văd ce se întâmplă cu Y și câtă vreme despre X se duc la plus infinit. Deci se poate pune problema și pentru X și din duc la plus infinit, nu? Din F de X. Tocmai ăsta e motivul. În volumul acela care l-am făcut despre limite, am un volum cu limite de funcții, ți l-am recomandat și pe acela. Tocmai asta așa explic eu. Deci explic lucrurile într-un limbaj foarte, într-un limbaj pe înțelesul tuturor. Că dacă la clasă se începe, face limite, la stânga, la dreapta, pe acolo, nu știu ce, limite, nu știu ce. Deci, bă, și cu chestia asta, dar ce mai facem și limite? Dar nu putem noi stăm liniștiți? La ce folosește asta? Da, e foarte important. Deci tot anul, începând de clasa 11 și la 12, la bază de noțiunea de limite. Fără noțiunea de limite, nimic nu vei înțelege. Deci ea trebuie înțeleasă plecând de la ce înseamnă funcția. Funcția înseamnă, de fapt, ce? Noțiunea de funcție. Presupune apariția unei mulțimi de numere, Y, după o rețetă. Și astfel de a funcția înseamnă a te interesa de Y ce care apar. Măi, ce cu ei? Vreau pe toți să-i găsesc. Nu-i poți găsi, că sunt o infinitate. Și atunci cauți informații despre ei. Da? Cauți să vezi, să simți cam cum evoluează ei. Și de aceea se face noțiunea. Rămân la ideea că prin efort propriu se poate face. Proful online este acolo. Sunt lecții făcute în limbajul ăsta al meu. O parte și pe internet. O parte pe capitole, cum am spus-o. Ți-i lipsesc capitole din urmă. Am spus calcul algebric. Funcții, noțiunea de funcție. Asta aici. Și acolo vei găsi toate explicațiile necesare. Sunt funcții subjective, ejective, objective și toate chestiile care sunt acolo. Le-am pus funcții directe, funcții inverse, funcții inversabile. Am vorbit acolo despre tot. Cei care sunt interesați și vor, repet, găsesc informații atât pe YouTube, cât și pe cele pe capitole. Apoi am făcut clasa 10-a, funcția exponențială, funcția logaritmică. Păi trecut de astea. Dar noțiunea de logaritm și de exponențială nu ți-e clară. Doar ți-amintea ea din aur, când ne-am făcut exerciția aceea, că am văzut trebuie să scrii 405 ca fiind 2 la. Da. Da? Dar el nu se putea scrie. Abia după ce s-au simplificat, după ce s-a aranjat acolo, a putut fi scris într-un fel acolo. Da? Deci toate acestea trebuie spuse la punct. Dar nu numai ție spun, spun tuturor celor care îmi privind filmulețul ăsta, că de aceea vi se întâmplă să aveți atâta dificultăți la clasă, pentru că voi nu aveți baza. Și n-ai cum să construiești ceva, să pui, să spunem, geamuri la o clădire, fără clădire. În aer nu poți să stea. Îți trebuie temelia, îți trebuie construcția făcută, tot, riguros. De jos în sus. Cum, nu știu dacă te-ai uitat pe internet la mine, la lecțiile mele, început să te uiți, da? Sunt acolo mesaje a unora care spun, domnul profesor, pe ce bucurie mi-a creat, că uite, am luat bacalaureatul, mă simt extraordinar, așa, am făcut, am trăit. Deci oameni care își exprimă bucuria imensă care i-a cuprins din clipa care a dat peste mine și au făcut numai după lecțiile care sunt acolo. Unii au luat și volumele și au avut o șansă plus când nu duc volumele și eu chiar am discutat cu ei și spune, domnule,
Mă duc să dau 50 de lei la o ședință de meditații, la o clasă, la o oră, ședință, cât se acum. Iar aici se ajunge, mă rog, la două DVD-uri, care înseamnă 3 ore de matematică, cât aș da pe la o ședință. Și, iar în total sunt 15 ore. Deci pe capitol sunt 15 ore. Așa. E păcat să nu... Așa, să, și în asta, în afară de asta, sunt și lecțiile care vă spuneam, sunt pe YouTube, pe care le întâlnești oricând și le accesezi când vrei tu. Până la noțiunea asta de funcție și cu limite, așa, am mai făcut într-una din lecții. Da. Cu Alex, sau nu știu cum ți-a fost. Da? Cu Cosmin. Și am, în seara asta am repetat-o cu tine. Dar dacă tu acolo te duci o dată și de două și de trei ori și înțelegi bine fenomenul, noțiunea ți intră la suflet și nu mai stai așa când acolo faci lucruri așa și te întrebi, bă, ce rost am au și ăstea? Pentru ce fac așa ceva? De asemenea, am făcut tot cu Cosmin, seară, limite multe de funcții. E pus, astăzi l-am pus filmul și probabil că mâine va apare. Așa că iai lecția asta ultimă și pe asta care am discutat cu tine și trebuie muncit foarte mult, individual. Da? Ne oprim aici.